Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am venit și eu cu colecția mea de petarde și artificii 2021-2022. Este cam târziu, doar că acum am avut timp să filmez. Eu am produsele de pe la sfârșitul lunii noiembrie, cam așa, însă cum v-am mai zis, eu acum am avut timp să filmez. Dar haideți să începem să ne înlungim cu vorba. Nu sunt foarte multe produse, însă la artificii am, după cum vedeți, am niște artificii chiar ok. Haideți să începem să vi le prezint. Am aici cutia cu petarde. Bine, sunt și artificii. Este cutia de la băieții de la cabum de anul trecut. Deci haideți să începem cu începutul ce am aici. Am o fumigenă albastră de la Fire Show. Cum am, avut, știți, tip borcan. Am aici un set de Baz bomb. Flutura și aceea de la, de la Fire Show. Sunt 3 bucăți în cutie, în cutie în set. Setul acesta. Am aici mamba roșie de 18 grame. 3 bucăți. Una și încă două aici. A... Sunt mai pe fugă, deci vă rog să mă iertați dacă am și cadrul mai, mai nasol, dar asta atât a putut. Niște brichete antivânt neinteresante. Am aici un set de banane. 6 bucăți în set, de la Fire Show, le știți, am avut în fiecare an. Am aici 4 seturi de Super Corsar de la Cometa, cu un foc, cele mici, le știți și pastea. astea. Mai am aici petarde cu trei focuri. Cred că în jur de 20 de bucăți, mai am cutia asta de în anii trecuți. N-am apucat să le dau. E este o cutie de la Fire Show. Și aici încă o cutie cu trei focuri sigilată de la Cometa. De această dată sunt de, de la Kabum, de anul trecut, cutia asta. Dar n-am apucat să dau. Mai am aici un set de stroboscoape, trei bucăți în sen, 90 secunde de la uh, Pyromex. Uitați aici, Pyromex. Așa și aici niște fs3-uri. Aici mai am 10 bucăți de fs3-uri din astea 2020. Se vede, se vede la Blitz sunt, vedeți că sunt acolo cele de 4 grame bucata. Bine, 4 grame pe cutie, că ele la verificare au un gram și ceva. Dar mie, mie chiar mi-a plăcut din asta de ce pe care am testat. Și aici mai am încă trei trei seturi, cum se vede, doar că sunt cele 2019, 2020. Toate de fabricație 2020, cele de 3,5 grame. La verificare nu mai știu cât aveau, cred că parcă tot un gram și ceva. Da, pe astea nu le-am dat nici anul trecut. Așa. Cam astea, cam astea sunt cu petardele. Și de fapt cam atât e din cutia asta. Haideți să vă prezint și bateria asta măricică. Deci o baterie cu 86 de focuri, nu știu cât de bine o, o vedeți aici. Este chiar foarte mare. Ați văzut și cutia asta de aici. Este o baterie cu 86 de focuri de la Fire Show uh, Color Codul, dacă vreți să vedeți cum face PSH04, este multicalibru, 25, 30, 45 de mm, o super, super baterie. N-am mai avut uh, niciodată o baterie atât de frumoasă în toți anii de când uh, cumpăr eu petare și artificii. Chiar sunt mândru că am reușit să o achiziționez. O asemenea baterie, o să o vedeți în show-ul de Revelion și eu sunt foarte nerăbdător să o dau. Și o să scot și bateria din cealaltă cutie, mai sunt două baterii acolo, o să le scot și o să revin cu filmarea. Gata, am revenit, la am scos din cutie. Cutia este goală, după cum vedeți. Haideți să vi le prezint și pe aceste două baterii. Am aici o baterie cu 100 de focuri. Shave, sh uh, grave Shake de la Fire Show. 100 de focuri, calibru 20 de mm. Codul este acesta dacă vreți să vedeți cum face. Puneți stop și luați de la FireShow, cred că am menționat, 100 de focuri. Îmi place că este pleacă mai multe focuri deodată, este așa spectaculoasă, e altceva decât baterii obișnuite de la FireShow Show cu 100 de focuri, cele de calibru mic, 20 de mm. Chiar interesant, abia aștept să dau și pe asta, pun jos aici. Și mai am aici o baterie silver, 30 de focuri, cal calibru 30 de mm, tot de la Fire Show. Codul e aici, pune stop și luați dacă vreți să vedeți cum face. Este în evantai, am mai avut-o și anul trecut, după cum, dacă vă aminte. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut mai mult decât Blue, de la tot nevantai evantai de am avut-o anul trecut. Mă bucur că am găsit-o și anul ăsta să o iau. Am luat-o și asta știu cum face de... știu cum face. Da, așa pentru show e, e foarte bună. Mi îmi place mult și asta. Și cam asta cam e panasta. Dacă mai mi ceva, dar slabe șanse. Dacă mai mi ceva, o să revin cu videoclip. Dacă nu, asta a fost. Dacă am timp să fac niște teste, o să fac, le pun pe YouTube. Dacă nu, ne vedem la show. Și cam asta este. Le mai am pe aici, după cum vedeți. Ce am pe aici și cele trei seturi de-alea aici. Cutie, cam astea. cam astea sunt. Bateriile. Bateria asta super tare, super mare. Și da, cam asta a fost. Eu sper că v-a plăcut. Ne vedem la următorul videoclip. Și până data viitoare, v-am salutat!